Acum, ce și este foarte important și ține de diaspora, de concetățenii noștri, de frații noștri care trebuie să se întoarcă acasă. Cum am menționat ieri, sunt oameni care au condiții bune de trai, care au pașapoarte românești, nu le expiră termen, au permise de ședere, sunt oameni care nu pot întoarce la familie, cineva a rămas în stradă, alții deja cheltuie ultimii euro pentru a supraviețui. De asta, problema asta eu am spus că ne vom ocupa în continuare. Сегодня мы организовали колл-центр в Кишиневе и в Бельцах. Значит, на сегодняшний день, значит, ввиду того, что осталось очень много людей в Париже, несмотря на то, что был сегодня один рейс, еще там один, по-моему, на следующей неделе, но аста зовем фарти мулти луме, каре сте писугардер ан май мулти вараша, ан май мулти стати. Де аста ан тимпула пропят, ной вом организа рути чартер ку урматуареле дестинаси, дин урматуареле вараша кетри Република Молдова. Deci, în timpul apropiat, noi zburăm la Paris să-i aducem pe noștri acasă, că au rămas mulți. Deci, noi vom organiza o rută în Frankfurt, în Main, Germania. Noi vom organiza o rută în Londra. Asta nu înseamnă că nu va fi și a doua. Deci, aici ne-am mai scris conform solicitărilor, scrisorilor care mi-a... Deci, în Italia, Roma și Verona, Spania, deci Madridul, Barcelona. Totul depinde de cum, cât de repede se vor organiza cetățenii noștri într-un oraș sau altul. Deoarece, când m-am întrebat tot, de ce prima rută a fost din Franța, că acolo s-au organizat cel mai rapid. În același timp, merge vorba de foarte... multe rute și de foarte mulți bani, da? Care știți că eu dacă am investit într-o rută, ok, oamenii când au mers înapoi au întors acești bani, cineva a mers gratis, o contribuie diaspora, am contribuit eu, îi mulțumesc la toți. Important, stați 14 zile în carantină, nu îi puneți în pericol. Astăzi nimărui nu trebuie să probleme, nici doctorașilor noștri cei scumpi, nici rudilor, nici membrilor de familie. Eu înțeleg oamenii de ce le-au plăcut, și înțeleg, a noștri trăiesc foarte greu și noi le organizăm după semicost. У нас нету прибыли, нету накрутки и так далее, и так далее. Я плачу по чеку. Вчера, например, это была компания Air Moldova. Да, плохо, что авиакомпании они работают без предоплаты. Есть фарти прост, когда, к примеру, компании Air Moldova фост оферите гаранции де ла гуверн, ei puteau să vă aducă pe toți și pe urmă va clarificați, le achitați aici, le achitați în drum, cum a fost cu noi. Dar astăzi, cu persoane fizice, juridice, ei fac contracte, adică ei cer bani în avans, mă rog, au ei cheltuielile lor, cu trebuie să achite aeroportul din țara unde zboară avionul, benzină și așa mai departe, da? Au, adică, cheltuieli, tachită, tate, statele astea tranzit, adică este clar ideea lor. Îmi pare rău că nu se ocupă de acest lucru guvernul, cum am promis, o facem noi în continuare. Я, как говорил, значит, мы своих не сдаем. Мы своих не сдаем. Все знают девиз «Сила в правде», под которым я живу всю жизнь. Сейчас, пока у нас есть эта проблема, пока есть эта эпидемия, значит, мы своих не сдаем. И мы не должны бросить ни одного человека за рубежом. Если этого не делает государство, значит, мы сами с вами отмобилизуемся и красиво, культурно это все организуем.